Despre relaxare, zen, meditație, asta înseamnă, de fapt, locația care urmează să, iată, intre în atenția noastră și în primul rând a voastră. Youness Wellness Clinic este un loc unde vii, te deconectezi efectiv de restul lumii și faci totul pentru binele tău. Asta este locul pe care îl vedem, locația pe care o vedem în minutele următoare, aici, în Stănești, județul Dâmbovița. Repet, Youness Wellness Clinic. Vizionare plăcută! Hai să facem întâi de toate cunoștință cu cine stăm de vorbă. Ștefan Stângaciu, sunt medic specialist de familie, dar specializările de fapt cele mai importante sunt apifitoaromaterapia și acupunctura. Acupunctura, deja aici intrăm în povești asiatice, zona orientală, în care sunt niște terapii incredibile. Sunt incredibile și foarte eficiente și fac o chestie nemaipomenită, ele reușesc să facă partea asta de integrare. Adică în medicina vestică se merge așa punctual, tac, 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 se cunoaște foarte bine la nivel de materie organismul, orice parte, dar nu se vede ansamblu. Aici este problema. Și de multe ori se fac greșeli de diagnostic, chiar de tratament, pentru că nu vezi tot ansamblu. Hai puțin să intrăm și în partea, să zic, structurală a poveștii, a locației. Ce număr de camere, care e capacitatea de cazare, câtă lume poate vine la oaltă să se relaxeze, să mediteze, să plece de aici, cum zic eu, zen. Da. Deci capacitatea maximă este de 44 de locuri, sunt 18 camere a câte două paturi și două apartamente de câte patru paturi. Este o bucătărie unde se mănâncă naturist, se mănâncă vegetarian, delicios. Sunt, să zicem, vreo 12 categorii de lucruri care sunt extrem de importante pentru sănătate, pentru longevitate, frumusețe, pentru orice vreți dumneavoastră. Și dacă oricare dintre aceste categorii lipsește în viața de zi cu zi, atunci te îmbolnăvești mai ușor, mor mai repede. Una dintre categoriile care este fundamentală este liniștea, relaxarea, somnul. Grupa asta așa. Și dacă somnul nu este ok, relaxarea nu este ok, corpul, sistemul nervos și fiecare celulă nu se poate regenera. Pentru că regenerarea, uite, specialiștii spun, în timp de 24 de ore, la nivel de cromozomi, se produc până la 7.000 de erori microscopice. 7.000. Dacă n-ar fi noapte de noapte corect făcută, dormită și așa mai departe, nu s-ar putea face aceste reparații. Și atunci oamenii care sunt suprastresați respiră și mai des, se oxidează mai repede, au mai mulți radicali liberi și apar o grămadă de boli. Efectiv, organele interne sunt uzate, sunt supra-solicitate și atunci se ard mai repede. Vorbeam însă de mâncare și mi-am lăsat paranteza deschisă către mâncare. Jos sunt două doamne sau o doamnă, nu știu, e o fată foarte pricepută la ceea ce înseamnă a găti. Să știți că mâncarea este absolut divină. Multă sănătate și în direcția asta, adică veți fi consiliați și vi se va servi totul extrem de corect din punct de vedere alimentar. Hai să vă și vedeți câteva dintre preparate. V-am spus, am prins micul dejun, dar care arată fabulos. Luați de priviți și revenim pentru final cu domnul doctor.
mâncare bună, relax, aer curat, o locație splendidă, biblioteca în care, iată, noi ne aflăm, pentru că mai sunt câteva servicii pe care le puneți la dispoziția lor ca și client și aș vrea pe final să le și menționăm. Ce alte servicii față de cazare, masă și zona asta de relax le mai oferă Jonas Wellness Clinic? Da. Este o sală de fitness la parter. Este foarte bine pusă la punct și ea. Da, într-adevăr, este zona de saună, saună umedă, saună uscată, un jacuzzi. Este această bibliotecă pentru partea cerebrală, pentru relaxare. Și se pot face și în funcție de necesitățile clientului, masaj de detoxifiere cu miere, sunt o mulțime de tehnici. Există și cele două cabinete de masaj, plus că în partea de jos există de asemenea o sală, de altfel polivalentă, i-aș spune eu, pentru că în acea sală se pot organiza atât conferințe, team building-uri, dar și cursuri. Și meditații. Și meditații, bineînțeles, da, de mai multe tipuri, tot așa specific de la caz la caz. Domnul doctor, mulțumim pentru sfaturi. Să avem grijă așadar de întregul ansamblu, ceea ce cumva suntem, nu? De la cap până la vârful picioare. In corpore sano. Mens sana in corpore sano. Minte sănătoasă într-un corp sănătos. Asta ar trebui să facem în permanență, să avem grijă de noi de la tinerețe până la bătrânețe. Corect. Zic, ca să fie să fim pe vers, așa cumva. Vă mulțumim mult, mulți oameni fericiți, zen să faceți și, nu știu, mă gândesc oare, asta e chiar ultima întrebare, dacă știți îmi spuneți, dacă nu, Vanessa are în cap să mulțească ceea ce înseamnă Jonas Wellness Clinic, adică să mai vină cu o clinică nouă, pentru că zic eu, sunt necesare, poate peste tot prin România să existe astfel de locații. Eu sper din toată inima, este posibil, să vedem ce spun astrele.